Abatorul din comuna Broșteni este în momentul de față singura unitate care a primit toate autorizațiile necesare pentru sacrificarea mieilor. Spațiul este amenajat conform prevederilor în vigoare, iar echipe formate din 4 medici veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți va monitoriza permanent activitatea comercianților. Planul măsurilor demarate la nivel județean cu prilejul apropierii sărbătorilor Pascal a fost stabilit astăzi în ședința Colegiului Prefectural. Sacrificarea mieilor în anul 2014, în perioada sărbătorilor Pascale, se va realiza în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, inclusiv în abatoare de capacitate mică, unde sunt respectate condițiile de igienă stabilite de regulamentul Consiliului European numărul 852/2004 și regulamentul 853/2004. Începând din acest an, nu mai este permisă amenajarea unor spații improvizate de către autoritățile locale pentru sacrificarea miilor în perioada sărbătorilor Pascale. Această decizie a fost luată în vederea eliminării riscurilor pentru sănătatea publică care pot apărea în cazul tăierii animalul în spații neaprobate și fără supraveghere sanitară veterinară. În acest sens a comunicat că în județul Mehedinți există un singur abator pentru sacrificarea de ovine. Cei care vor să vândă miei la târgul veteran trebuie să îndeplinească mai multe condiții impuse de inspectorii sanitari veterinari. Animalele trebuie să fie crotaliate, iar proprietarii lor să prezinte un certificat emis de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În plus, și comisarii de la Protecția Consumatorilor vor monitoriza activitățile de comercializare și sacrificare a suinelor. Strict referitor la produsele care sunt în obiectivul nostru pentru sărbătorile pascale, ca și la colegii de la veterinar, carne preambalată de toate soiurile, în mod special miel, și produse din carne, unde urmărim noi starea ambalajelor, încadrarea în cantitatea netă, încadrarea produselor în data durabilității minimale, încadrarea produselor în parametri de calitate prevăzuți, și declarați de producători, urmarea verificării directe și respectarea prevederilor HG 106/2002. La ouă, să știți că sunt probleme. Sunt multe regulamente europene care încerc găina să nu fie stresată. Și dacă nu e stresată, să fie trecut pe ambalaj că nu e stresată și ouă este mai bun. Jandarmii mehedințeni se vor afla de asemenea la datorie, având sarcina de a supraveghea climatul de siguranță și liniște în târguri și piețe. Am intrat în linie dreaptă, bineînțeles, cu partea organizatorică, împreună cu colegii noștri de la Inspectoratul Județean de Poliție, ca principal partener în sistemul integrat de asigurare a măsurilor de ordine public, am evaluat riscurile, vulnerabilitățile și problemele cu care ne-am putea confrunta în această perioadă. Am stabilit lăcașele de cult, efectivele necesare asigurării climatului de ordine și siguranță publică în această zonă, nu numai la lăcașele de cult, și în zonele unde se vor desfășura manifestări culturale, artistice sau de altă natură și sperăm noi că împreună vom reuși să asigurăm un climat de siguranță cetățenilor județului Mehedinți. Dacă anul trecut 5 târguri din Mehedinți, aflate în localitățile Drobeta, Turnul Severin, Orșova, Vânjumare, Strehaia și Baia de Aram, au fost autorizate de către inspectorii sanitari veterinari în vederea sacrificării mieilor, anul acesta animalele vor fi sacrificate doar în abatorul de la Broșteni.